Este o mare problemă a municipiului Tecuci cu aceste locuri de muncă. Toată lumea își caută locuri de muncă, firmele scot locuri de muncă, oamenii nu și le doresc și rămânem să aducem pentru anumite meserii, să aducem oameni din exteriorul municipiului Tecuci. Poate vi se pare un lucru absurd, dar foarte adevărat. Chiar o firmă din Tecuci a oferit celor de la Ajutor Social un venit de 1800 de lei pe lună să renunțe la cel 142 de lei. Vreau să vă spun că nu s-a mai dus nimeni. Tot la fel, în una din întâlnirile mele dintr-un cartier, eu continui să merg pe jos, nu am probleme, mi s-a spus foarte clar: dumne, noi dorim să lucrăm pentru acele 4 ore dimineața, nu după amiază. Pentru că după ora 12 eu mă duc și fac rost de fier vechi, de plastic și îmi scot traiul plus ajutorul social. Avem și alocațiile de la copii, ne descurcăm.